Mai este foarte puțin până la Crăciun, așa că de ce să nu ne gândim deja la vară? Atunci o să ne ardă soarele, dar și prețurile de pe litoral. Tarifele vor crește cu 5 până la 8% în 2014 din cauza scumpirilor unor produse, dar și a majorării taxelor locale și impozitelor. Alexandra Ghețea, colega mea, are informații. Alexandra, ce spun hotelierii despre majorările de prețuri? Bun găsit! Dacă prețurile vor crește, așa cum au anunțat patronatele din turism, tot mai puțini români își vor permite să-și petreacă o vacanță la mare, spre dezamăgirea hotelierilor care le pregătesc fel de fel de oferte. Spre exemplu, la un hotel de 4 stele din stațiunea Mamaia, până acum un turist plătea 600 de lei. Ei bine, o cameră dublă va ajunge să coste în plin sezon 650 de lei. Și creșterea se simte și la hotelurile de 3 stele, unde până acum o cameră dublă costa 420 de lei, iar de la vară ar putea să ajungă la 460 de lei. Ei bine, creșterea a fost pusă pe seama măririi impozitelor și taxelor locale, dar hotelierii spun că era necesară oricum, întrucât și numărul turiștilor a scăzut cu 5%.